Pentru început, vedem un program creat de echipa de robotică din Hunedoara, care va rula pe Stația Spațială Internațională. Ei bine, tinerii de acolo din Hunedoara vor putea să supravegheze felul în care se dezvoltă vegetația la bordul stației orbitale. Cu ajutorul unor imagini primite de acolo, ei vor putea să supravegheze fiecare plantă și să stabilească ce e de făcut pentru ca ele să fie păstrate în viață, pentru a putea să furnizeze și oxigen, să fie și sursă de hrană pentru astronauți. Proiectul celor trei elevi din Hunedoara, pasionați de fizică și robotică, a trecut prin două etape de preselecție ale Agenției Spațiale Europene. După luni de zile de emoții, tinerii au primit vestea cea mare. Experimentul lor a obținut statutul de zbor și va rula pe Stația Spațială Internațională în perioada aprilie-mai. Elevii au primit o cutiuță cu kitul care conține un microcontroler, un modul de inteligență artificială și o cameră specială, apoi au creat software-ul necesar. Am început programarea după ce am primit kitul și acesta este, am terminat prima parte a proiectului, iar apoi când o să avem și pozele necesare pentru a analiza, vom putea să testăm și cealaltă parte, cea de AI. Am fost foarte încântați, nu doar pentru recunoașterea pe care a primit-o proiectul nostru, ci și pentru faptul că această recunoaștere ne permite până la urmă să facem o schimbare și să ajutăm până la urmă omenirea. Softul creat de cei trei membri ai echipei de robotică din Hunedoara va rula pe un kit similar amplasat pe Stația Spațială Internațională. Experimentul va dura aproximativ 3 ore, durată în care stația înconjoară pe orbită Pământul complet de 2 ori. Imaginile primite din spațiu vor fi comparate de elevi cu altele mai vechi și apoi analizate. Toate aceste componente vor măsura vegetația de pe Pământ și cu ajutorul inteligenței artificiale vom reuși să prezicem starea vegetației în viitor. Zilele astea va rula programul nostru și vom primi la sfârșitul lunii mai cele cam 1000 de fotografii pe care le va realiza și vom începe analiza acestora doar cu un element din kit și anume modulul de inteligență artificială, pentru că camera nu ne mai este deocamdată de folos, imaginile vor fi luate cu o cameră similară care este deja instalată pe stația spațială. Urmează să antrenăm o inteligență artificială să poată să facă predicții pe baza imaginilor curente, să poată spune cam care va fi evoluția următoare, ulterioară a stării de sănătate a vegetației la nivel planetar. La proiect au lucrat doi elevi ai Liceului Teoretic Traian Lalescu, împreună cu un elev de la Colegiul Național Iancu de Hunedoara. Toți trei sunt membri ai echipei de robotică, care anii trecuți aducea României aurul mondial la robotică în Mexic. Este un proiect care pare foarte important și este foarte important pentru Pământ în general, microcontrolerele fiind viitorul tehnologiei. De asemenea, am vrut să vedem, să facem o schimbare în comunitatea științifică locală și să le arătăm că se poate să ajungi departe chiar și dintr-un loc micuț ca acesta. Profesorul care a coordonat proiectul spune că pe viitor acest soft va putea fi de folos fermierilor. Avem de gând să folosim același sistem pe drone ca să putem supraveghea starea de sănătate a vegetației la nivelul solului, aici unde ne interesează foarte mult în zona noastră. Practic, sistemul dumneavoastră se va putea fi folosit în agricultură? Cu siguranță, cu siguranță. Cum îl vor putea folosi fermierii? După un simplu zbor de dronă și o interpretare automată a imaginilor, va da semnalele de alarmă dacă umiditatea nu este cea corespunzătoare, dacă plantele au fost atacate de dăunători, orice lucru care a perturbat fiziologia firească a plantei va putea fi detectat imediat, fără niciun fel de problemă, de la mare distanță. Elevii din echipa Robotex nu sunt la primul proiect acceptat de Agenția Spațială Europeană. În anul 2018, un alt program a fost selectat, iar tema a vizat gradul de acoperire cu nori al planetei.